Salutare, domnilor! Eu sunt Zanfi de la biletul-zilei.com, iar pentru ziua de sâmbătă vă recomand un bilet în cota totală de 2,18, format din două evenimente ce vor avea loc în Premier League, iar pronosticurile le găsiți în oferta celor de la Betano. Începem cu primul duel, respectiv Arsenal-Bournemouth, partidă în care mă aștept ca tonarii să facă un joc ofensiv și să câștige fără prea mari probleme, iar recomandarea mea este minim un gol în prima repriză și cel puțin 3 reușite în meci la o cotă de 1.50. A doua recomandare este cea dintre Manchester City și cei de la Wolves, partidă în care de asemenea mă aștept ca formația gazdă să câștige la un scor foarte mare și cred eu că se va marca minim un gol în prima repriză și cel puțin 3 la o cotă de 1.45, în condițiile în care Manchester City este principala favorită la câștigarea campionatului și cea mai ofensivă echipă din Premier League. Domnilor, acestea sunt cele două recomandări pentru ziua de sâmbătă. Ne revedem mâine cu biletul cotă 2 pentru ziua de duminică. Vă salut, toate cele bune!